Bine ați venit la Stax TV, un nou episod, adică episodul 3. 3 nu mai e 3-2-2-3, e 3-3 cu o mașină superbă roșie. Salut. Salut și îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a filma această superbitate. Câte mașini ai, Yoshi? Cred că peste 20. Peste 20 și colecționat? Un pic. Un pic de colecționat. Da. Ai doar mașini vechi sau ai și mașini și mai noi? Și... Ai și de curse? Nu, asta n-ai de nu. Curse. Numai de astea clasice, nu? Da, da, da. Investești? Ești investitor sau îți plac nu, mașinile? Nu, e o pasiune așa să... Doar BMW-uri? Și Mercedes, și Lada. Ai și Lada, ok. Da. Le ai pe toate puțin modificate sau foarte modificate? Unele le țin clasic, neumbladeloc. Neumbladeloc, okay. Da. Iar câteva de evenimente de-astea mai... Mai faci una alta. Mai fac. Cum ar fi asta? Ar fi, da. Da. Povestește-mi un pic de mașina asta. Cum ai ajuns tu să o cumperi? Adică, de ce modelul, în primul rând? Mi-a plăcut foarte mult. Bine, prima dată mi-a plăcut E9. Mi-am luat și E9. Că n-am putut să mă abțin. Ok. Și am luat un E24 633. L-am recondiționat, prima mea mașină recondiționată. Nu mi-a plăcut cum a ieșit. Ok. Am vândut-o cât să scap de ea, că nu mi-a plăcut cum a ieșit. Bun. Și după care am zis, bă, trebuie să iau să am colecția de seria 6. Ok. Și așa am luat-o. Pasta. Da, mi-a plăcut să o am deja gata făcut, adică să nu mai stau să mai mă duc la Nea Vasile, Nea Gheorghe să îmi strice la ea. Consider că serviciile din România de recondiționare în momentul de față nu se ridică la nivelul așteptărilor tale, poate. Corect. Sau alea care sunt cer prea mult, poate. Și asta. Adică eu voiam să mi-o fac singur, dar numai că nu mi-e permite timpul. Și am zis, na, să o iau cât de bună poate să fie și basta. Să mai fac, da, să mai fac una alta la ea, dar nu foarte mult. Nu foarte mult, ca da. Să nu pierd timp, că n-am timp, că timpul înseamnă bani și eu muncesc ca să fac bani ca să-mi cumpăr alte mașini. Corect. Spune-mi, cum ai găsit? Am avut de muncă în Germania. Ah, ok, te-ai dus cu munca. Da. Exact. Work and travel. Să nu plec gol de acolo, am zis, hai să-mi iau și o mașină. Bun. Și am găsit-o și am luat. Mobile? Da, da. Pe mobile era mașina? Da, da, da. Era la dealer sau persoană privată? Știi de ce te întreb? Știi de ce te întreb? Uite că mi-ai răspuns cu privata. Eu, de fiecare dată când m-am uitat pe mobile.de și am găsit mașini de vânzare la persoane private, alea n-au răspuns niciodată la telefon. Nu au răspuns. Niciodată. Mai îmi spune lumea. Nu, domne, că... N-am înțeles. Patru mașini am luat de la privați. Serios? Da. De pe mobile? Da. Bun. Și te-ai dus, ai văzut-o? Am văzut-o. Bine, am plătit-o dinainte. Serios, așa? Da. Că n-aveam timp nici să stau o zi în plus să aștept cu tranzacții, okay. Și toate astea. Și am luat-o și bineînțeles că am stat vreo 3-4 luni până să mai fac câte ceva la ea. Cu evacuare, cu... Bun, și ai venit cu ea pe rost de acolo? Nu. Platformă? Remorcă. Okay. Am încheiat și remorcă. Ca să... Bun, ce ai făcut tu? Mașina este un M6, că n-am... Da. Povestit de chestia asta, cu un motor de câți litri? 3.5. 3.5? 6 în linie, 282 de cai. 282 de cai. Este înmatriculată ca vehicul la retro, istoric? Da, da, ieftin. Ok, da. Deci nu plătești impozit, viață bună. Da. RCA-ul? Ieftin. 300 de lei, 350 de lei. 350 de lei pe an. Acolo. Bun. Viață bună la mașinile istorice. Bun. Da. Tu ai luat-o în starea asta, așa cum o vedem noi, roșie, frumoasă, model de America. Model de America cu catadioptrii ăștia pe lateral. Văd că are niște jante. Povestește-mi de jante. Jantele, doar miezul este original, adică este de BMW M6 TRX.
Deci dar... șantele cu care veni din fabrică. Da. Ok. Numai că am făcut cu buzele de la 16 la 18. Jantele fiind modulare, adică se desfac din două bucăți sau din trei? Din trei bucăți. Se desface partea din spate, barrel-ul, da, butoiul pe care se așează anvelopa, miezul, asta, mileu, cum le zicem noi, da, se desface mileu. Și buza asta pe care o vedem noi, de polișată, da, cromată și așa mai departe. Și există varianta în care schimb și barrel-ul, nu? Da, da. Schimb și barrel-ul, lași miezul de 16, pui barrel de 18, ai zis? De 18, da. Și pui și buza asta pe care o vedem noi, cromată, două lățimi. În două, tot de 18, dar pe față ce specificații ai? 8 jumate cu 10 jumate. Bun. Pe lângă chestia asta, mașina, ca să stea mai bine, ai folosit o suspensie. Am pus KV V3, okay, cu HLS 4. Explică-ne. Este suspensie hidraulică, se pune doar pe port și am înțeles pe față, ca să ridice la speed bump să nu dea în el. Eu am zis să fiu mai român, să am toate patru. Păi și cum ai făcut? Pur și simplu am comandat-o, mi-am montat-o singur. Ok. Am făcut o grămadă de teste care mi-au ieșit, dar până la urmă le-am făcut. Adică ce teste? La ce te referi? Ei mi-au dat o conductă care doar o înfigeam așa cât de cât și gata, cu o piulică. Care, fiind hidraulică, trebuie să treacă ulei. Cu, da, și presiune mare. Da. Okay. Și făceam pe una, ieșea din altul. Era ce stai așa, că nu e, ceva nu se leagă. Și m-am dus eu la băieți. Chiar că băieții. M-am dus în atelierul lor, mi-am zis, uite, fă-mi așa cu ce dimensiuni la conducte și mi-am pus-o singur și n-am nicio pierdere de ulei, de nimic. Are și un rezervor de ulei, oare, suspensia asta? Da, e mic. Por bagaj. Da. Ok. Am pus în locul suspensiei vechi de spate, că avea pe spate, doar pe spate avea suspensie hidraulică, dar cu cântar, în funcție de ce greutate are mașina. Să nu se lasă. Să nu se lasă, da. Cam atât de suspensie. Și poți să o ridici să ne arăți, nu? Da, se ridică. Da, cât da, se ridică? 2,8 cm. 2,8 e bine. E suficient. Se ridică greu? Nu. Nu, nu. Vreo 8 secunde, cam așa. 8 secunde. Dacă nu ești agitat ca bine, poți să stai 8 secunde, adică nu e un dezastru. Eu am reglat-o acum să fie cel mai jos posibil. Adică cât are și reglaj? Are un singur buton de ridicat sau lăsat. Ok. Eu când merg cu ea, o țin ridicată. Când am luat contactul, s-a lăsat 2,8 cm și așa rămâne. Nu mai am cel alte mai reglaje. Simplu. Da. Deci nu ai alte reglaje. Bun. Motorul, ai făcut ceva, ai schimbat ulei, bănuiesc, nu? Ulei și filtre. Ulei și filtre, evacuare? Evacuare cap coadă inox. Ok. Cumpărată sau făcută de ei? Cumpărată. N-am mai avut răbdare nici să mai stau să mai fac custom. Ok. Atât. La interior e tot original, nu? Ali, da, da, da. Tot original. Volanul l-am schimbat și cu nuca. Ce aveau? I-am pus, nuca, bineînțeles, avea din lemn ceva, din recamier, ceva făcut. Da, mă, ține de gusturi acum, mașinile vechi, astea. Nu, neavând nimic lemn în ea, n-avea rost să țin nuca de lemn. Volanul era cu airbag, că era primul M6 cu airbag atunci, dar era foarte mare, nu mi-a plăcut mie. Bun. Și ție să-ți placă, că doar e mașina ta, o fac cum vreau eu. Da. Nuca, bineînțeles că am comandat-o când eram puțin ciupit. Și toți îmi spun că am cutie dogleg, dar este cu antăia în sus. Okay. Dar pe nuca parte este jos. Și poți să schimbi bănuțul ăla, oare? Nu, nu are rost, așa are o poveste în spate. Bun, corect. Mai am eu un prieten care are o Toyota 100 și are... Câte rânduri de stopuri aveam la un moment dat? Cred că vreo 10 seturi de stopuri. Avea că ăsta și ăsta face la fel. Bă, când beau, mă apuc de comandat. Și comand piese și am stopuri. Dar nu știu cât. Bă, dă-mă un set de stopuri pentru Marius. Bă, nu știu, te când pot să văd, dar știu ce mai am acolo. Deci, da, e, bă, decât să faci alte lucruri, mai bine comand piese pentru mașină. Da, da. De cât timp ai mașina? Un an. Un an. Și câți kilometri ai făcut într-un an? Sub 600. Sub 600. Okay. Da. Am fost la mare, la eveniment, la tine, atât. Aia a fost kilometrii. Plimbarea, ok. Da, și cum ți s-a părut? Confortabilă, la drum? Cu suspensia asta, da. Este da? Confortabilă, da. Numai că, na, având mai multe vreme, e frică cu roțile astea, că nu sunt așa de... Nu sunt forjat, okay. Nu sunt mai sensibil. Da, înțeles. Îți place, mie îmi place mașina de geamuri mare, stai bine în ea, deci să-și ia oamenii, ai visibilitate, nu? Da, normal. Să-și ia oamenii, da. Nu? C-
cât ar costa mașina asta acum, nu cât ai dat-o pe ea, că eu știu și nu vreau să le zic oamenilor, dar cât ar costa, dacă vine unul acum și zice, o vreau eu. Mie e greu cu vândutul. Ți-e greu, nu? Da, că nu prea. Orice are un preț. Poate, dar pentru... E greu. Bun, să zicem că ar trebui să o vinzi. Cam la cât se estimează mașina? Undeva la 60.000 de euro. 60.000 de euro. Cu tot, cu roți, cu suspensie? Cu tot, da. Iau, cu fiscal. Cu fiscal. Fiscalul pe loc și cu retro. Bine, nu e cazul tău că tu nu vrei să o vinzi, am înțeles, da. Și nici nu cred că o vei vinde vreodată. Dar dacă vă place modelul, că am văzut că se uită lumea pe aici și arată foarte bine și mie îmi place, e clar că am îmbătrânit, când o să am 60.000 de euro, îmi cumpăr un BMW de ăsta. Acesta a fost episodul cu M6-le lui Yoshi. Sper că vă place, sper că v-au plăcut cadrele, sper că v-a prins și discuția. Dacă vreți să vedeți cât mai multe episoade de la noi, de la Stax, trebuie să faceți niște lucruri foarte simple. Share, like și subscribe la canal. Atât de simplu.